Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi, alături de mine, la O țară ca afară, este Anca Boca. Bine ai venit, Anca! Bine v-am găsit, vă mulțumesc de invitație! Anca, tu ești salvator, nu-mi place să spun că ești pompier, pentru că ești mai mult de atât. Ești salvator și ești și artist. În 2007 ți-ai făcut ție o surpriză și le-ai făcut și alor tăi o surpriză și te-ai făcut pompier. Ți-a trecut vreodată prin minte, când erai copil, că vei ajunge salvator? Nu. Vroiam tot cadrul militar, dar nu neapărat pompier. Și cum de s-a întâmplat? Eram în timpul facultății și am văzut că s-a scos posturi din extern pentru pompieri. Și era vorba și de femei acolo, aveau voie să dea din extern și fetele și m-am dus și m-am înscris la concurs. Așa, pur și simplu, fără nicio pregătire. Păi, făcusem când eram mai micuță, tot fel de gimnastică, de sporturi. Deci fizicul te ajuta oricum? Fizicul, da. Atunci da, acum nu. Și acum, crede-mă. Dintr-o dată, te-ai trezit în uniformă militară. Cât a durat din momentul, din secunda în care ai văzut anunțul și până ai depus jurământul? Păi a durat. A durat cam vreo 2 luni de zile, până s-a făcut prima dată proba de dosar, pe urmă medicale, pe urmă a fost concursul sportiv, pe urmă cel scris și undeva în septembrie am depus jurământul. Ce au zis ai tăi? Tu ești din familie de muzicanți, provin într-o familie de muzicanți, adică ei probabil se așteptau ca tu să îți urmezi visul acesta. Tatăl meu este muzicant, cântă la vioară. Ce să zic, eu nu le-am zis nimic, până nu am văzut dacă am intrat la pompieri sau nu. Pe urmă m-am dus acasă și am spus, în data de, vă invit să fiți lângă mine, că trebuie să depun jurământul. Surpriză. Și-au rămas șocați. Nu prea erau ei de acord. Uh-huh. Nu prea vedeau fete ca și fată să fac parte din lumea asta bărbaților. Dar tu ai făcut față cu brio acestor provocări. Da, mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare. Și mi-e foarte drag de colegi, de fiecare în parte. Am mai spus-o și o repet. Tu ești salvator, îmbraci și uniforma blămare, nu îmbraci și pe cea roșie. Ai fost și la incendii, ai fost și la accidente, da. Și la cazuri medicale. Care parte ți-a plăcut cel mai mult? Ambele. Ambele? Nu poți să faci diferența? Nu. Ca între mama cu 2 copii, sigur trebuie să iubești pe unul un strop în plus. Pe cel mai mic, normal. Că... Are acum mai cel multă mai, atenție. Mai simpatic, care e mai mic. Părinții tăi au avut o surpriză când le-ai spus că te faci pompier. Și au mai avut o surpriză și recent. O mare surpriză. O mare surpriză. Tatăl tău renunțase la ideea ca tu să faci o școală de muzică. Cu siguranță. Cu siguranță, mi-au spus de atâtea ori, mai trebuia să mergi să faci o școală, te vedea mai bine pe o scenă decât în meseria asta unde sunt felul de riscuri. Altfel ai fi privită de oamenii din jur. Dar mi-am pus ambiție și am vrut să-i fac o surpriză. Și în vară m-am pregătit și am intrat la conservator. Asta da surpriză după 17 ani de așteptare, da, da, că da. Ești pierdusă total speranța. Nu mai credea că o să încep vreodată pe drumul ăsta. Te-ai pregătit intens, mai ales că tu n-ai avut foarte, foarte mare contact cu partea aceasta teoretică a muzicii. Da, din copilărie am renunțat. Undeva pe la 18-19 ani am renunțat de tot la muzică. Până atunci făcusem și clarinet, am făcut parte din fanfara din Gherla, condusă de Mircea Ro. Am făcut pian, dar am renunțat la ideea asta și mai ales după ce am ajuns la pompieri, cântam alt alt tip de muzică. Alt tip de muzică, da.
Dar totuși, asta vară te-ai apucat de solfegii. Da, da. Da, și mulțumesc domnului colonel Baltaru, care a insistat. El a insistat ca să mă axez și pe muzică și să nu renunț. Tu ai cochetat foarte mult timp cu muzica populară, cumva zona aceea de confort, cu care erai familiarizată de copil. Păi da, taică meu fiind ceteraș, mai mult populară. El pe asta s-a axat, asta m-a auzit cel mai mult. Dar am ieșit și din zona aia de confort cu populară și am, cred că mai bine mă prinde ușoară. Muzica ușoară. Dragi telespectatori, eu am avut o surpriză, o surpriză pe care vă fac și dumneavoastră astăzi. Lansăm în premieră un videoclip la NCN. Anca nu a venit cu mâna goală, ci cu primul ei videoclip de muzică ușoară. Anca, o să te rog să ne spui despre piesa aceasta câteva cuvinte. Da. Versurile mi le-a compus doamna Maria Blaga, care este scriitor. Pe urmă, linia melodică a fost făcută de Robeo. Inițial nu-mi venea să cânt versurile astea, dar până la urmă îmi place și mie. Ne uităm împreună la videoclip? Da, împreună cu toată lumea. Împreună cu toată lumea. S-au scăldat.
toate gândurile mele. Până la cer s-au înălțat și mii de lacrimi până la stele. În fericire s-au scăldat. O surpriză foarte plăcută, Anca. Vă mulțumesc. Nu mă așteptam să te văd îmbrăcată în mireasă. Sincer, nici eu. A fost o surpriză și pentru tine. A fost tine. O surpriză și pentru mine. Inițial era vorba că punem personaje. Pe urmă, băieții au decis să îmbrăc eu rochia, pentru că versurile... erau despre tine. Erau despre mine. Și despre el. Și despre el. Cine e el? El este Mansur Ghe, omul farfecă, care a jucat la Poli Timișoara. Să te probabil întreb, publicul știe. Nu pune prea multe întrebări. Bine, bine, îți respect decizia. Da. Și am văzut că în videoclip apare și băiețelul tău. Da, apare și David. Cum a fost să lucrați împreună? Emoții. Știa pentru ce ne-am filmează. Ne-am bucurat, da, dar e supărat că n-apare numai puțin în videoclip. Facem un videoclip cu David care să apară mai, mai mult timp. Nu ai fost foarte confortabilă cu ideea de a îmbrăca rochie albă și de a deloc, dansa? Deloc. Când m-am văzut în rochie, am zis, na, gata, deja mi-am pierit și zâmbetul și tot trebuie să-mi dau o resetare ca să-mi revin. Totuși ai fost la înălțime. Da, eu așa cred. Îți spun eu. Cum v-a venit ideea videoclipului? Melodia asta a fost gândită pentru sezonul acesta de nunți, pentru... Da, venind sezonul de nunți și atâtea sărbători, Sfântul Valentine's, 8 martie și așa, când toți îndrăgostiți își declară iubirea și sentimentele. Așa a fost gândită, deci am... Mai mult pentru... Un dans pentru nuntă, că la noi se păstrează tradiții. Într-adevăr. Nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie în sufletul tău când o să participi la o nuntă și o să auzi acest vals și o să îi vezi pe Miri dansând primul dans pe piesa ta. Cred că ar fi foarte emoționant. Sincer, da. Da. Și m-aș bucura dacă le-ar plăcea și... Chiar aș vedea lucrurile astea că o să se întâmple. Eu țin pumnii. Mulțumim. Am văzut că apar și niște alți copilași în videoclip care dansează. Da, pentru că mie mi-s foarte dragi copilașii și îmi place foarte mult tot ce înseamnă sport, muzică. Așa, am ales ca în acest videoclip să participe și Dance in Soul din Gherla, condusă de Răzvan, care sunt vicecampioni naționali. Deci da. numai dansator de top ai avut. Mai stângace eram eu la dans decât ei. Și da, sunt foarte drăguți copilași, trebuie să recunoaștem. Da. Atunci când ai terminat filmările și ai dat jos rochia de mireasă și ai spus, gata, am făcut-o și pe asta, te-ai gândit că așa va arăta videoclipul? Nu. Nu? Nu, nu, mai ales că eu stau prost cu zâmbetul. Deci, e un defect profesional. Și am zis că o să am nevoie de timp ca să repar. Ai un zâmbet foarte cald, Anca. Și... Nu m-am gândit. Chiar îmi place. Sper să pleacă la toată lumea. Cum a fost la filmări? Trecând de șocul rochiei, de mireasă, de... Ne-am și distrat, am râs. Și obositor. Am și gătit când am filmat. Serios? Da. Ce-ați mâncat bun în ziua aia? Păi ce-am mâncat? Paste. Tot felul de minuni am făcut acolo. Foarte bine. Deci a fost o zi productivă. Da, și am fost distinși. Nu am fost cu stres acum, repede, nu. A fost foarte frumos. O să rămână niște amintiri. Asta e cel mai important. Da. Tu ți-ai lansat și pe YouTube videoclipul. Da, l-am pus pe YouTube. Și am înțeles că ai și social media manager.
Fica ta cea mare. Fica mea, pe Sonia. Stăteam pe TikTok, mai postam pe TikTok cum cânt live, știi? Și de ce nu am eu vizualizări? De ce nu am eu like-uri? Chiar nu plac așa la nimeni. Și zice Sonia, păi mă, mami, cum să ai vizualizări când tu ești pe contul privat? Și-a preluat ea frâiele. Da, da. Și mi l-a deblocat ea. Chiar nu mă pricep, mă depășește tehnologia câteodată. Deci tu chiar ai echipă faină în spate. Și fata și băiatul. Și fata și băiatul, și părinții, și colegii, și toată lumea. Asta e foarte important. Apropo de fată, noi, generația noastră, are anumite așteptări de la ceea ce înseamnă o relație, o căsătorie și vine ea din urmă cu tot ceea ce înseamnă generația ei, cu altă percepție. Cum vă întâlniți? Unde vă întâlniți? Ceea ce simți și consideri și crezi tu și noutățile cu care vine ea? S-a schimbat foarte mult generațiile. Eu mă simt depășită câteodată. Nu se vede, nici dar... Nici nu știu ce sfaturi să dau. Da, și foarte bună într-un sfat, un singur sfat pe care îl dau la toată lumea. Nu vă gândiți că aveți o vârstă, că aveți, ce știu, alte servicii. Vă dau exemplul meu, că sunt pompier. Dacă aveți un vis, eu vă încurajez să-l urmați, să nu-l lăsați deoparte, chiar dacă aveți o vârstă mai înaintată și nu ați avut posibilitate ca să vi-l îndepliniți. Încercați, faceți eforturi, să vedeți pe urmă cât de mulțumiți o să fiți. Noi cred că suntem cele mai bune exemple. Da. Te-ai gândit, nu știu, acum 5 ani, te gândeai că o să ajungi studentă la conservator? Nu. Nu. Unde a fost clicul acela pe care l-ai făcut? Ai început să te pregătești. Pur și simplu un om care a simțit nevoia asta a ta și ți-a văzut talentul și a știut ce buton să apese sau ceva din tine? Tot de la colegii mei au pornit. Colegii mei de la Cluj. Iată ce înseamnă am făcut niște colegi. O colindă și am făcut-o la domnul Sandu în studio cu fiica mea, cu Sonia, pe care le-am trimis-o pe grup să-i colind și eu de Crăciun. Și de acolo a pornit tot. Ori insistat, continuă. Și-ai continuat. Și tot de la ei au plecat totul. Adică te încurajăm să mergi mai departe. Să nu renunți. Foarte, foarte frumos. Sper ca toți cei care ne urmăresc să aibă parte de colegi așa cum ai tu. Să sperăm. Și care da, să-i încurajeze să-și urmeze visele. Nu ne oprim aici, Anca, pentru că mai avem de povestit. Vine sezonul nunților, au început deja târgurile. Sunt emoții și dacă... Au început târgurile. Tu ai participat la foarte multe nunți. Care simți sau care crezi că sunt tendințele? Ce ne așteaptă sezonul acesta de nunți? Depinde în ce sens. Muzică? Muzică, nu știu, decorațiuni. Da, pe acum este plin de firme care fac tot felul de decorațiuni pentru nuntă, muzică de toate genurile și pe placul tuturor. Sunt o grămadă de artiști. Fiecare își alege ce le place. Și în ceea ce te privește, dacă ar fi să mai faci sau să faci o nuntă... Știu, nu te așteptai la asta? Alexandra, nu știu. Nu știi? Nu mă pot pronunța. Nu am înțeles. Am făcut una de probă, e suficient. Ți-a ajuns asta? Dacă ne întoarcem puțin la luna aceasta, tu ce ai sărbătorit? Sfântul Valentin sau Dragobetele? Dragobetele e sărbătoarea noastră în calendar. Sfântul Valentin a venit așa, implementat, mi-l văd puțin mai mult comercial decât... Deci nu văd să sărbătorim iubirea.
De sărbătorim inimioarele roșii și... Da, deci... bomboanele care de ciocolată și florile. Care câte flori primit, care câte bomboane sau... E un concurs. E un concurs. Adică iubirea se sărbătorește în taină. Deci nu trebuie să te pui pe Facebook câte flori, câte așa... Câte asta inimioare. E părerea mea. Uh-huh. Poate greșesc. Da, mai nou. Dacă nu ți-ai declarat relația pe rețelele de socializare, practic e ca și cum n-ar exista. Cel puțin asta văd la cei mai tineri. Eu zic să nu vă declarați. Sunteți mai în siguranță. Posibil. De părerea mea, așa îi. Deci nu poți. Acum pe rețelele de socializare se postează inclusiv care ce mănâncă. Toată lumea este bine pe rețelele de socializare. Nu știu dacă și în viața privată sunt la fel de bine cum postează pe rețea. E alegerea fiecăruia, mă repet, deci nu am venit aici să țin eu să fac judecată la nu știu cine. Dar iubirea, când chiar există iubire, nu neapărat să o pui pe Facebook, să o arezi la toată lumea. Trebuie să fie în suflet, în primul rând. Deci trebuie să fie acolo în suflet și să o păstrezi în taină, să o protejezi. Am înțeles. La tine s-a încheiat sesiunea, dar nu s-a încheiat activitatea artistică. Știu că mai pregătești și videoclipuri și piese. Da, urmează, da. Lucrăm la un proiect și va urma și următoarele videoclipuri. Un pic mai încet, că așteptăm să vină căldura afară. Și sper să aibă succes. Un album? Putem să sperăm la un album? Da, da, nu recent. E prea mult. E prea mult, că eu trebuie să îmbin tot timpul meseria care o fac cu copiii care au și ei antrenamente și ei au activitățile lor. Și cu muzica, cu evenimente, cu videoclipuri, cu mersul la școală, deci sunt prea multe. Ți s-a întâmplat să ajungi la evenimente cu foști pacienți? Da. Da? Da. Da, și nu numai evenimente. Mai înscrie, te cunosc de undeva, dar nu știu de unde să te iau. Aveam mască și v-am acordat primul ajutor. Trecuse ani, probabil. Știi cum e, pe o parte salvăm vieți, pe alaltă suflete, totul se îmbină. Știu că e clișeu, dar unde te vezi din punct de vedere profesional peste 5 ani? În care? Ambele. În care dintre... Ambele. Păi la pompier cu siguranță să mai fie poate mai bine de 5 ani. Și din punct de vedere artistic? Nu, n-aș vrea să plec de pe intervenție pentru că aia mi-a plăcut tot timpul. Și artistic rămâne la latitudinea publicului. Că putem noi cânta și putem face mult câte și lună și în stele. Dacă nu te place publicul... Noi oricum îți mulțumim că ne-ai ales, pentru că cel puțin pentru mine a fost o onoare să și fiu prima mine care difuzează videoclipul tău. Îți mulțumesc tare mult, Anca. Cu mare drag, oricând. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că mă susțineți. Cum să nu facem? Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem cu bine!